Fie că au plecat la muncă în străinătate, fie că au dorit să se distreze departe de meleagurile românești, tot mai mulți gorjeni au trecut pe la sediul serviciului de pașapoarte. Astfel, numărul celor care au solicitat eliberarea unui pașaport a crescut considerabil. În anul 2016 am avut eliberate un număr de 12.600 de pașapoarte, dintre care 4.000 temporare. Deci, comparativ cu alți ani? Comparativ cu 2015 și 2014 este un număr de pașapoarte în creștere, deci volumul de muncă a crescut și de solicitări. În numai două luni, reprezentanții serviciului de pașapoarte s-au confruntat cu o avalanșă de cereri. Numai puțin de 2500 de gorjeni au solicitat pașaport. În cazul eliberării unui pașaport pentru copii, este nevoie de certificatul de naștere și copii după cărțile de identitate ale părinților. În afară de acte, este nevoie și de achitarea unor taxe. De la începutul anului am avut primite un număr de 2500 de cereri, dintre care 1000 de cereri pentru pașapoartele de temporare. Deci și în prezent, față de cele, numărul de pașapoarte electronice este mai mare, este tot așa aproape cu 50% mai mare decât numărul de pașapoarte temporare solicitate. Pentru pașaportul electronic, pentru persoanele care au împlinit vârsta, deci mai mare de 12 ani, prețul pașaportului este de 258 de lei. Pentru persoanele minori care au o vârstă sub 12 ani, costul pașaportului electronic este de 234 de lei, iar pentru pașaportul temporar, indiferent de vârstă, costul pașaportului este de 96 de lei. Pașaportul poate fi de două feluri, temporar și electronic. Cel temporar se eliberează în 2 ore și este valabil 1 an, în timp ce pașaportul electronic se eliberează în 2 săptămâni și este valabil 5 ani.